Bulgarii vor să construiască la Kozlodui un nou reactor nuclear, dar și un megadepozit de deșeuri nucleare. Activiștii militează pentru un referendum local pe această temă, pentru care au strâns peste 15.000 de semnături. Este evident mesajul nostru, nu suntem de acord cu obiectivele nucleare de la Kozlodui și, după cum o să vedeți, printre mesaje, inclusiv vrem să cerem ajutorul domnului președinte Iohannis, care a spus că este dispus să asculte vocea străzii. Strada suntem și noi, cei 15.000 de cetățeni care ne-am exprimat o dorință clară de a fi consultați prin referendum în ceea ce privește obiectivele nucleare de la Kozlodui. Legea ne dă dreptul. Nu știu de ce e atât de greu să priceapă niște oameni că și viața lor e dependentă de acest de mediu, de natură, de tot ce ne înconjoară. Nu știu de ce cred că pe ei o să ecolească toate aceste lucruri care pe noi deja ne afectează. Încă reactorul cel nou n-a fost pornit, depozitul se zice că nu-i construit, dar noi cu toții ne resimțim aici. Cu cine vorbesc în zona asta, colegi, prieteni, toată lumea se simte din ce în ce mai rău. Cu toate că au fost îndeplinite condițiile legale, după ce s-au strâns 15.000 de semnături, Consiliul Local Craiova a respins referendumul într-o ședință controversată pe 24 septembrie. Noul reactor, ce ar urma să fie construit la Kozlodui, va avea o putere instalată de 1200 de megawați, iar depozitul de deșeuri nucleare o capacitate de 350.000 de tone. Toate victimele din toate timpurile, la toate accidentele nucleare care s-au întâmplat în lume, pentru toate accidentele chimice, pentru toate victimele neglijenței autorităților datorită faptului că acestea au fost posibile. Deci victimele de la colectiv, pentru victimele din Franța cu care suntem solidari și cu cei dragi și apropiați lor. Tot ce s-a întâmplat și tot ceea ce s-a întâmplat este datorită lipsei de responsabilitate a autorităților care sunt plătite să aibă grijă de cetățean.